Bună dimineața și pacea Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu toată lumea. Ne-am trezit de dimineață ca de fiecare dată. Mulțumim Domnului că ne-am trezit. Datorită Lui suntem în viață, suntem tefer sănătoși și mulțumim Domnului pentru toate lucrurile care ni le dă. Și ne-am trezit așa și vrem să ne-am gândit să facem o mică filmare pentru voi. Să luăm micul dejun, adică Iosif, nu, și Nora, dacă vrea să mănâncă micul dejun. Eu m-am făcut o cafeluță și vreau să o servesc împreună cu surorile mele, cu prietenii mei cei dragi, care ne urmăresc. Domnul Iisus să vă binecuvinteze pentru frumoasele mesaje. Și vreau să spun un lucru, pentru că ieri am făcut prăjitura cu brânză. Și vreau să-mi cer scuze cei care se uită la filmulețul care am făcut, că am spus 500 de grame la unt acolo. Am greșit și eu, scuzați. Dar am pus rețeta în descriere. Pentru că nu, mai greșește omul. Noi suntem supuși greșelilor. Și nu, în loc de 50 de grame de unt, am spus 500. Vă rog frumos să nu luați cu însărcinare. Și să mă scuzați, cine vrea să facă rețeta, rețeta este scrisă acolo în descriere și vă mulțumim. Și vrem să ne facem ceva, să fac la Iosif ceva de mâncare, să pregătim ceva micul dejun. Și vrei să spui ceva, Marcel, și tu aici la prieten, la oameni? Da. Și acum vrem să facem niște ochiuri pentru Iosif și Nora. Tu vrei, Nora? Da, și eu vreau. Da? Mm. Punem un pic de ulei, nu punem mult. Așa. Să dăm sarea după aia. De câte ori o să fac? Două de fiecare? Da. Da? Nu știu, eu sunt cum vrei. Două, ajunge. Mi-e fără unul. Ți-e vrei unul? Mm-hmm. Da? Nu, bun, așa, dar eu să fac dacă vrei unul. Așa. Și vă spun și eu bună dimineața și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pe toți. De brânzită de dimineață și nu. Te doar? Așa e doar să mănânci de dimineață. Dimineața. Acum, știu că vouă nu vă place așa să fie mai moi, că vă place să fie așa mai făcute mai bine, nu, Nora? Da, mie îmi place, dar este nu știu. Și cu un ceai, să o ieșim acolo, mergem foarte bine.
Bun, hai că revenim dincolo. Bună ziua, Nora. Bună ziua și pacea Domnului Iisus și toți Dumnezeu să vă binecuvinteze, pace și vă spune. Hai să iau o brânză de aici, așa. Stai să o pun aici, așa. Așa. Și tu, Iosif? Ce mai faci? Slavă Domnului, sunt bine. Da? Da. Așteaptă să mănânc acum, mănânc de ce foame, ha? Apoi e dimineață, nu am luat ce foame. Nu, să iau de acolo. Cu un pic de creme buș. Așa. Aici așa pentru Iosif. Brânzică. Eu tai aici, Iosif, și dacă mai vrei, da, o să-ți iei de aici. Nora, iară. Da. Poți să ții de aici în ora cât vrei, brânză. Da. Dar nu mănânc acum, mă duc, îmi fac și eu un ceai. Da? Da, lângă mâncarea asta. Nu, aici poți să, aici mai este cremuș dacă vrei, stai cât vrei. Da. Și cât ai nevoie. Iosif să-l pune acolo. Poftă bună, Iosif. Mersi. Acum vine și Nora, imediat să mănâncă și ea, să servească și ea în cutreșun. Eu de dimineață nu mănânc, beau o cafea și mănânc mai târziu un coro pe la vreo două. Nu vrei prăjitură? Poate că beau și o bucată de prăjitură, dar... Așa, Nora vrea un ceai. De dimineață, hai să vă arătăm, uitați cum e prăjitura noastră de ieri, tot așa e moale. Nu se vede bine. Nu se vede. Acum se vede. Filmează și tot, și ia camera în mână. Da, să că se vede și așa. Se vede. Dar tai un tavă, nu? Nu, uite ce moale, mamă. Dar tai un tavă cu cățetă pe acolo, nu poți. Așa? Nu, bun, așa. Nu, uite, îți dau și ție. Poftim. N-am tăiat-o pe farfurie ca să nu se uscă, știi? Că dacă o luam de aici și dacă o tăiam, normal că se usca și așa au rămas, uite, astea de moale, faină. Asta cam un pic cu ciocolata, că nu prea merge ciocolată așa din asta la prăjitura asta. Uite așa se vede bine prăjitura. Da? Nu, bun.
Nora, hai să văd ce face Nora. No, ce faci, Nora? Ce? Da? Nu, caută, ți-ai pregătit deja ceaiul? Da, uite. Da? În asta mi-am pus că am descris ceai pe ea. Da? Da. Nu, bun, Nora. Nu fă-ți ceaiul, că revenim. Da. Așa. Eu îmi beau cafeluța. Păi. Îmi place camera și puțin, se vadă și puțin oameni. Da, unde e camera? Cum e? Păi, uite. Las-o așa. Așa. Și acum? Să vedem. Mai puține, dar nu te vezi în picioare. În picioare nu te vezi. Să stau jos? Da. Nu, te stau și jos. Așa, nu prea avem loc. Pentru că am tras masa de aseară. Și a rămas așa. Da. Stai eu, Iosif. Ha? Da. Nu, dăm așa să-ți stai eu, că e cam dimineață. El când se scoală de dimineață, cam nu prea are așa putere în mâna asta, dreaptă. I-am lăsat așa mai mult. Îți place așa mai mult? Da. Spune-mi, dacă e ceva... Ce nu-i în regulă, mamă, nu pot, mamă, ajută-mă, mama asta. Da? Mm-hmm. Ai luat medicamentele, nu? Da. Bravo. E bună? Prăjitura Marcel. Mm-hmm. Maia de cocos, când pun cocos mm-hmm. în brânză. Da. Îmi place. Nu, să pune și stafide, cu îi place să pună. Și da, cu aluatul ăsta poți să faci mai multe, să pui umplutură de care vă place. Foarte bună. Mm-hmm. Da, veche. Mama o făcea mai... Nu făcea așa subțire cum am făcut eu, știi? Mm-hmm. Făcea sucituri, cum să spune, mm-hmm. așa mai, mm-hmm. mai mari. Făcea mm-hmm. 3-4 așa în tavă mare, așa cum se făcea mai de mult cu prăjitura asta. Mm-hmm. Eu cred că cam atât. Vă mulțumim că ne apreciați. Tu fii atent acolo ca să închidem da, camera. Da, nicio problemă. Dar pe tine nu te vede. Lasă. Stai puțin să băiau eu pe toți. Da. Așa. Na. Vă mulțumim că vă uitați la noi, vă mulțumim că ne apreciați, să vă spunem o zi binecuvântată. Domnul Iisus să vă poartă de grijă copilașii care sunt la școală, Domnul să vă poartă de grijă dacă sunteți la muncă, dacă sunteți undeva cu mașina, Domnul să vă păzească, amin, să vă amin. Protească. Vă spunem o zi binecuvântată, pe curând, la revedere! La revedere! La revedere.